Roxana Ciucă este la Buzău și vine cu mai multe informații. Roxana, cum a fost primită această veste de membrii comunității și ce se întâmplă mai exact acolo? Da, bună ziua, Nadina, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Sunt foarte supărați cei 2000 de locuitori ai cartierului Poștă de aici din Buzău și asta pentru că nu au voie să iasă din ansamblul rezidențial și mai mult decât atât, nici persoane nu au voie să intre aici. Gândiți-vă că sunt 2000 de oameni care au serviciu, care au responsabilități. Ei bine, nu mai pot merge la serviciu. Ceva mai devreme am văzut fel și fel de persoane care au venit aici pentru a le aduce alimente oamenilor. 14 zile va fi această situație de carantină pentru ansamblul, pentru acest cartier Poștă de aici din Buzău. Vedeți că este o adevărată desfășurare de forțe, sunt reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, reprezentanți ai jandarmeriei, de asemenea poliția, sunt foarte multe filtre, două intrări sunt în acest ansamblu rezidențial, una aici în față unde noi ne aflăm în aceste momente și o alta în spate. Autoritățile vor să se asigure, spuneam, că oamenii vor rămâne în case, vor rămâne izolați până se va termina această anchetă epidemiologică, se dezinfectează zona. Am văzut foarte multe persoane care au venit să aducă, spre exemplu, pachete, oameni de la curier, însă la fel nu au fost lăsați, spuneau că vor lăsa pachetele înapoi în depozit până când situația le va permite să facă acest lucru. Bun, oamenii se plâng că nu au mâncare, nu au apă, așteaptă un ajutor din partea primăriei. La ora 12:30 primarul va ajunge aici la fața locului. De asemenea, la ora 13 la prefectură este o întâlnire și la ora 14 prefectul va veni aici să vedem cum vine până la urmă în sprijinul acestor persoane. Spuneau oamenii cu care am vorbit ceva mai devreme că a căzut ca un trăsnet pentru ei această veste. Azi noapte, spuneam că 19 persoane au fost aduse cu izoleta, au fost luate de aici, așadar, și duse la spitalul Victor Babeș din București și, de asemenea, la spitalul din Râmnicu Sărat. În aceste momente îl vedem în imagini pe primarul de aici din Buzău. Așteptăm și vă spuneam ceva mai devreme că l-așteptăm pe domnul primar. A și venit de altfel domnul primar să vedem ce măsuri așadar s-a luat pentru ajutorarea celor 2000 de persoane, spuneam, doamnelor, domnilor, care în momentul de față sunt în carantină, nu au voie să părăsească absolut deloc această zonă. Spuneau că nu le este frică de coronavirus, dar că este incalificabil ceea ce a făcut vecinul lor de 41 de ani, pentru că de Paște nu a respectat restricțiile impuse de autorități și a mers așadar în Ialomița, unde a petrecut acolo. Domnul primar, puteți veni puțin, suntem și noi în direct. Spuneți-ne, vă rugăm, cum ajutați până la urmă cele 2000 de persoane, pentru că se plângeau că nu au alimente, nu au ce mânca, nu au apă, nu pot merge la serviciu. Așa este, pentru o hotărâre a Comitetului Local pentru Situații de Urgență ținută în dimineața asta la 9:30, am luat decizia, în primul rând, să achiziționăm 10.000 de măști, pentru că în această situație toată lumea trebuie să poarte măști, inclusiv în aer liber. Haideți puțin, să avem și în spate, doar așa, domnul primar, ca să... Am constituit o linie telefonică directă 0720955955. Mai spuneți încă o dată, deci 0720955955 și 0238955, da. La care se va răspunde 24 de ore din 24 de ore, da. La telefoanele acestor oameni. Eu vreau să știu, apă le-ați adus, mâncare? Deci, încă o dată, să ne înțelegem foarte clar, sunt 4 magazine alimentare aici. S-a luat legătura ca acești oameni să aibă activitate neîntreruptă, în sensul în care să se aprovizioneze și să asigure oamenilor de aici, să asigure mâncare. Iar cei care nu se pot, alimente, apă, alimente de bază, iar cei care nu se pot deplasa, vor suna și vom asigura, cum s-a întâmplat și până acum, vor asigura, care au bani și comandă, vor veni de la Direcția de Asistență Socială, vor lua lista și cu banii și li se cumpăra, mă refer în special la medicamente, pentru că în această zonă, din păcate, nu avem nici o farmacie. Dar avem totuși 4 magazine alimentare, sunt 13 străzi și 2 blocuri mari de nefamiliști.
circa 2000 de persoane. Este o anchetă epidemiologică aici? Dezinfectați zona? Da, deci am pornit cum am mai făcut-o în Buzău, dar acum se va întâmpla în fiecare zi, am aprobat. Deci avem, vom dezinfecta fiecare trotuar, stradă, și vedem, parcare. Iertați-mă că vă întrerup. Ați și început acum aceste, să montați. Montați și aceste covorașe care vor fi impregnate cu cloramină. În același timp vom avea aici în acest filtru inclusiv spălătoare mobile, lavoare mobile, iar cei care vor intra și vor ieși de aici, deci se vor spăla și pe mâini, vor fi montate inclusiv dozatoare cu dezinfectant, atât acid la cele două filtre, cât și la fiecare din cele patru magazine alimentare care funcționează în acest perimetru. Mulțumesc tare frumos, domnule primar, pentru toate aceste informații. Vedem cu exactitate ce se va întâmpla. Spunea că la ora 14 este așteptat și prefectul pentru a veni la fața locului. Se iau măsuri, după cum prea bine vedeți. Se montează aceste covoare pentru igienizarea, pentru dezinfecția zonei. Nimeni nu trece, vedeți, de acest covor care a fost pus aici. Primarul a dat asigurări așadar că există patru magazine, sunt alimentate magazinele de aici, așadar există posibilitatea ca locuitorii cartierului Poștă de aici din Buzău să meargă, iată, să poată ieși și să se aprovizioneze cu tot ceea ce au nevoie. Mulțumesc, Roxana!